Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bine ați venit pe frecvențele Europa FM și mai ales pe frecvențele emisiunii Deșteptarea, cea mai iubită emisiune de către voi cei care o ascultați, ca alții. Avem o nouă problemă gospodărească, care nu-i dăm de cap și contăm pe ajutorul vostru. Mie mi s-a întâmplat ceva... N-ai început bine. Numai ție ți s-a întâmplat. Da, deci nu suntem aici într-o... Gata, opriți grătarele, trageți pe dreapta. Luca are o problemă și cere ajutorul comunității și ascultătorilor pentru găsirea răspunsului. Avem triunghiul bermudelor. Nu e chiar așa. E triunghiul... Misterul din frigider. Misterul din frigider. Dar eu eram convins... Cântă tu, Zav, dacă nu avem exemplu. Eu eram convins că li se întâmplă tuturor, însă am fost surprins că n-am găsit ecou nici măcar la Vlad. Hai că la George mă așteptam să nu simtă, dar... Deci ideea e cu borcanele care stau mai mult timp, mult mai mult timp în frigider și cumva se murdăresc pe fund în exterior. Adică gen când iei borcanul din frigider la un moment T, da, la mult timp de când l-ai pus acolo, în urma lui rămâne o dâră în formă de fund de borcan inexplicabilă. Un să cerc. Vă spun. Practic cercurile, da, din lanuri, tu ai cercurile din frigider. Cel mai des mi se întâmpla acest lucru cu tahinii. Tahina. Da. Pastă de susan în ulei. Pe care o mănânci în timp puțin, greu, că se mănâncă puțin. Doar câte puțin. La un moment dat, mai erau doar 2-3 degete în borcanul de tahina. Dar eu când luam borcanul de tahina de la locul lui unde stă întotdeauna... Exact. Și în urma lui era o dâră de ulei, înțelegi? Întărit. Și era mereu, zic, mă, cum trebuie, mă uitam pe pereții exterior ai borcanului, nu era o dâră, adică nu era soios borcanul. Deci nu de acolo provenea... Bec. Dar totuși, cumva, miraculos, pe fundul borcanului în exterior rămânea aceasta. Eu o ștergeam și după 3-4 luni când foloseam din nou tahina, iar găseam asta. Auzi, acolo. Ștefan și Radu ascultă emisiunea asta, copiii tăi? Da, dar nu acum. Bun. Că mi s-a mai întâmplat cu... Uite ce, nu știu să-ți răspund și pe mine mă uimește asta. Eu le curăț periodic. Deci nu cred. Deci mai întâmplat cumva? Mi s-a mai întâmplat de vreo două ori cu sosuri. Gen așa. Sos barbecue. Tot așa, pe care le folosești mai rar. Știu, când l-am văzut, zic, eu nu am auzit asta. Și încă o dată, nu e nimic pe... Că asta e fascinant. Sticla, recipientul, nu este murdară. Și acum ultima oară am pățit că de asta ne-am luat, ieri, am făcut un transfer al produselor care stau pe balcon, așa, pe timpul sezonului rece, la frigider. Cum ar fi borcanele cu murături. Printre ele... Stai puțin, ai butoi cu varză? Nu. Slavă cerului. Nu. Ce anume ai tu pe balcon la frigider? Produse tip zacuscă, dulceață, eu nu prea mănânc dulceață, dar se adună că mai dau oameni cu inima mare. Tu ții zacuscă? Că expiră, am auzit. Asta, exact asta voiam să spun. Am zis tip. Acum zacuscă că nu mai aveam. Dar aveam de la... Mi-a adus Vlad acum două luni un borcan de untură de mangaliță. Mangalița, foarte bun. Ca să fac în el ceva. Nu pot să cred că ți-a... Pentru că știam de fenomenul pe care îl descrim. L-am pus... Descrim așa. Lasă-mă că așa e pe vechi. Da. Am pus borcanul. Deci atenție, borcanul este închis ermetic. Băi, ermetic. Are un deget de aer deasupra unturii. E de la aura borcanului, zice cineva, se plictisește și se prelinge dacă îl lași prea mult în frigider. Borcanul e închis ermetic, da? Așa, tu știi că tu mi l-ai adus, da, e ca la alea de magie, l-ai verificat, era închis. Eu, prevăzător, că știam că se mai întâmplă fenomenul ăsta, l-am pus într-o pungă. Atenți, pungă de-aia groasă, nu vreo punguță de-aia de sandwich, da? Ce-i frigiderul ăsta? E în frigider, era pe dulap, în balcon. Și l-am pus în dulap. Mă, reneșier, când l-am transferat în frigider, ce crezi? Untură pe blatul dulapului, pe raft. Am trecută pungă? Și prin pungă. Deci, da. Uite, zice cineva, se pune mâncarea mai caldă decât aerul din frigider, practic sunt taburi de la mâncare, de... Iată. La alte mâncăruri. Vezi? Care ajung sub... Dar de ce ajung fix sub un borcan anume? Sau sub atașa... o anumită sticlă de sos? Se atașează de un borcan. Că nu mi s-a întâmplat să găsesc sub oala de... Se atașează de un borcan, pentru că... Și la borcanele de gem se întâmplă lucrul ăsta. Adevărat. Ai văzut? Da, dați-ne mesaje, vă rugăm, la 0728-3132 pe WhatsApp, mesaje audio sau mesaje text, dacă aveți vreo explicație pentru acest fenomen poltergeist din frigiderul lui Luca, borcane care asudă, borcanele care asudă și lasă urme în timp ce pereții rămân curați. Asta! Că pe mine asta, că m-am gândit, zic, o fermenta tahina prima oară, că aia se întâmpla cel mai frecvent, da?
Zic, fermentează cumva și iese... Dar zic, cum? Pe unde curge? Că nu m-am uitat atent. Știi? Adică te-ai aștepta în momentul în care îi băltoaca aia sub borcan, în momentul când pui mâna pe borcan, să te năclești. Deci eu mă duc azi acasă, da, deschid frigiderul și iau fiecare tot borcanel. Cred exact că Ionela o să se sperie. Dar eu vreau să scot fiecare borcanel de pe ușă. Cine de acolo știe ce animal ai sub borcane? Și... Și nu cred, mă, nu e nimic. Poate au prins viață. Sunt acolo niște borcanele de mai mult timp. Conservate. Bine. Sunt borcanele cu anșoa, de exemplu. La tine tu să ai grijă când deschizi frigiderul să nu cadă ceva pe tine. De ce? Nu, 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 că nu mai e chiar așa. Care, mă, că ultima oară când am fost, la Luca ținea ușa cu umărul și eu deschideam ușor. Erau mai multe lucruri de mâncat. Eram la cură de slăbire, după care am terminat cura de slăbire și s-a golit frigiderul. Da, da, da. Acum sunt din nou la cură de slăbire, cred că începe din nou să umple. Scot din congelator, din astea. Bun, 0728111222, așteptăm mesajele voastre. Au venit câteva explicații, dar poate știți mai bine despre ce e vorba și ne spune și nouă. Deci care este întrebarea? De ce Dumnezeul într-un borcan care este sigilat, curat, pe pereți, tot ce trebuie și pe care îl pui în frigider, când îl ridici, sub el rămâne un cerculeț? Da, domnule. Deci cerculețele misterioase de sub borcanele din frigiderul lui Luca și poate alte frigidere. Atenție, un cerculeț cu produsul din borcan, adică nu un cerculeț oarecare. Domnule, înțeleg că există și explicații științifice, sau cel puțin unul dintre voi ne trimiteți explicații științifice, cu diferența de temperatură, condensare și așa mai departe. Problema noastră nu e că se condensează pe pereții borcanului respectiv, ci că Luca susține că sub borcan, pe cerculeț, este produsul din interiorul borcanului. Da, o explicație ar fi, zice cineva, că rămân urme pentru că, de ce? Se produce condensul și rămâne murdară gura borcanului, da? Și de acolo pleacă. Și prin condens pleacă ușor de acolo particule de preparatul din borcan, care în cele din urmă, pentru că stă o perioadă îndelungată nemișcat, se curăță de pe pereți. Adună acolo. Și cum ar veni, se curăță, da. Dar cum facem cu untura din balcon? Da. Hai că avem multe mesaje în dimineața asta. Prin pungă. Lasă explicațiile. Luca, eu nu am o explicație, dar cel mai bine pune-i, domnule, o cameră și vezi în timp ce se întâmplă. Cameră cu infraroșu. Da. Lumina e în frigider, bănuiesc. Da. Ca noi toți, să pune o cameră. Eu ți înțeleg surpriza, să știi că și eu când eram mic eram surprins de cât de multe lucruri trebuia să curăț eu în propria mea cameră când venea momentul curățeniei. Și mă trimiteam, și mă trimiteam maică mea la curat și ziceam, dar cum? Da. Dar eu nu, dar nu sunt de la mine asta, nu, dar n-are cum. Bună dimineața, băieții! Acum nu am suta. Plângeau borcanele, Luca. Băi, miracolul Luca Friget. Plâng borcanele cu lacrimi de dulceață, cu lacrimi de untură de mangalița, de untură. Prin pungă. Este un proces chimic specific frigiderului lui Luca. Du-te, bă. Atât am avut de zis. Nu era Val? Ba da, e prieten, un Val, să trăiești, Val. Mulțumim frumos. Salut, Val. Hai să mai vedem. Ia. Bună dimineața! Vă dați seama câte persoane s-au dus la frigider în dimineața asta să controleze dacă borcanele lor au acele pete? Da, corect, chiar. S-au deschis frigiderele azi. Da. Măi, fănele, chiar așa. Ia vezi, măi, fănele. La noi în frigider. Borcanul ăla de zapuscă, lasă, urlă. Plânge. Plânge zacusca. Chestia asta cu cerculețul se întâmplă și cu borcanele din magazin, de gem, le cumperi sigilate, le găsești în frigider cu cerculețul. Uite! Ai văzut? Nu cred, la... domnule, n-are cum. E, cum. Nu, eu tot cred că tu n-ai strâns bine capacele alea. Nu se poate, e ceva, deci nu se explică. E ăla de untură, tu mi l-ai adus. Dar nu l-am pus și în pungă. Mai mult de atât, ce să fac? Era punga murdară. E, dragi. Puneți borcanele cu fundul în sus și nu o să mai apară problema asta. E de încercat. Eu zic să încerci, dar nici să nu strângi prea tare capacele alea, nu? Dar adică pune-le cu fundul în sus, dar capacul nu strânge prea tare, că... Sunt câteva mesaje care se referă la procesul ăsta prin care se produce condens cu vapurii din bucătărie și din frigider, mă rog, fiecare așa, și cu particule care... Dar cel mai bun mesaj din dimineața asta zice, era soncaier pe soacră mea, am crezut că e de la ea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.